Sofia are 35 de ani și este din Franța. De aproape 13 ani luptă cu cancerul osos. După 10 ani de tratamente, medicii i-au amputat un picior de deasupra genunchiului. Cum în adolescență a făcut snowboarding, la vreo 2 ani de la operație, Sofia a început să se dea cu placa pe zăpadă, dar și pe apă. After the amputation, we have to start again. We have to learn walking and we have to learn doing bicycle, running like a child. It's very hard. It's very, very hard, yes. Learning walking, it was the hardest that I did before. Anul trecut, Sofia a ieșit campioana Spaniei la wakeboarding în poziția șezut, însă acum vrea să participe la competiții și în picioare pe placă. I start doing wakeboarding with paraplegic people, so sit down, and it was so great because I had the velocity, the freestyle, all that I love. La concursul de la Sibiu, primul de acest calibru din România, participă și Mihăiță Papară, primul parasnowboarder român participant la 2 ediții ale Jocurilor Paralimpice de iarnă și numărul 3 mondial în sezonul 2019-2020. Până în momentul ăsta, la Federația Internațională era o singură categorie, sitting, adică într-un scaun practic atașat de placă. Iar de acum înainte e vorba să se deschidă și să fie și pentru cei care vor să practice acest sport stând în picioare. Dacă tot organizăm prima competiție internațională în România, deci o premieră, dacă tot am înființat federația noastră anul acesta, o premieră, am zis de ce nu să demarăm și procedura pentru recunoașterea disciplinei Standing Cable Wakeboarding. Pentru competiții, sportivii cu dizabilități au nevoie de proteze speciale, altele decât cele folosite în viața de zi cu zi. O astfel de proteză complexă costă în jur de 10-15 mii de euro. În prezent, în România, nu sunt foarte multe persoane cu dizabilități care să facă sport de performanță. De exemplu, echipa națională de parasnowboarding are doar 4 persoane. Sunt 2 bărbați și 2 femei. De la Sibiu pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.